Uniunea Europeană a cerut de multă vreme Ministerului Agriculturii să ia măsuri împotriva falselor produse naturale. Astfel, din luna decembrie a anului trecut, autoritățile au decis că vor primi atestat doar acele produse care respectă rețete străvechi. Practic, vor primi ștampilă doar alimentele făcute din materii prime locale, care au o rețetă tradițională, nu conțin aditivi, coloranți sau îndulcitori și care vor fi frământate manual. Comercianții nu sunt foarte optimiști că va avea loc o triere a produselor cu adevărat tradiționale. Credeți oare că chiar se elimină? Nu prea cred. Așa se intenționează. Până să se intenționeze, să vedem faptele și pe urmă vom vedea despre ce vorba, dar eu nu cred. Am unele produse care îmi plac și le cumpăr, nu neapărat. Și alea nu știm ce pune în ele și nu sunt e ca mai scumpe? Le faci. Cred că sunt mai scumpe, da. Clienții vă solicită astfel de produse? Unii, da, cei care știu cum sunt, da, dar unii chiar nu interesează. Mănâncă ce le dai, aia mănâncă. Consumatorii giurgiuveni s-au obișnuit să găsească pe piață mai multe produse care au în compoziție euri decât cele naturale. Nu se mai respectă. Nu, undeva la țară se mai respectă aceste rețete, dar aici nu. Nu, se fac cu mulți euri, cu multe... Nu sunt respect. De obicei cumpărați produse tradiționale? Da, sunt adeptul la produsele tradiționale, dar prea puțin cumpăr dintre astea, așa, cu euri, cu... Adică sunt atent și citesc pe eticheta care, de unde cumpăr. Sunt oameni care se ocupă cu control și le e fric. Eu zic că se respectă. Să nu uităm că înainte de 90 luai două felii de salam sau împărțea Ceaușescu numai la București cu o jumătate de kil și cum îl tăiei se făcea alb cu soia în plin. Așa că eu zic, sunt bune, gustați în toate, să vedeți că sunt nu bune, foarte bune, dar mâncă mai mult carne și mai puțin mezeluri. Dacă acum cu hotărârea să mai bagă eu, să mai bagă asta, cred că s-a hotărât să mai asta. De obicei cumpărați produse tradiționale? Acum nu, că am porc la țară. În acest moment, în România există 4400 de produse tradiționale atestate, însă o mare parte din ingredientele folosite nu au nicio legătură cu termenul tradițional. Producătorii au la dispoziție 9 luni să schimbe rețetele dacă nu vor să iasă de pe piață.